Mi s-a propus șefia mai multor instituții ale statului doar ca să îmi dau demisia sau chiar să fac parte din viitorul guvern, ministru sau viceprim-ministru și așa mai departe. De asemenea, l-am văzut pe domnul președinte Dragnea spunând că nu ar fi vrut să plec, dar în același timp a încercat cu, așa cum vă spuneam, să mă convingă să accept alte funcții. Asta ca să clarificăm această situație care, eu zic că merita a fi clarificată. Da? Trecem mai departe. Nu-mi dau demisia. Și vă spun și de ce. Am obligația să mă comport responsabil față de România și față de partidul din care fac parte. Știți că acest guvern e guvernul României, nu e guvernul cexului. Și cred că toți trebuie să ne simțim responsabili de acest lucru. Și eu mă simt responsabil. Îmi dau demisia și repet ceea ce am spus în cex, îmi voi da demisia atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD. Eu cred că e normal față de acele sute de mii de oameni de care vă spuneam mai devreme, față de scorul pe care PSD-ul l-a obținut în alegeri, ca lucrul ăsta să se întâmple. Și eu nu vreau, atât cât pot, ca alte scenarii să poată să intre în discuție.